cum spun fanourile publicitare din Moldova, mă открылись. Eu, Veronica, cam dusă cu gramatică și Elena, poate vă știți pe Facebook, ea cam tot are un sindrom obsesiv-compulsiv la capitolul gramatică. Vă vom teroriza săptămânal timp de o lună cu cele mai oribile greșeli gramaticale pe care le întâlnești în spațiul moldo-românesc. Greșeli pe care le face fiecare dintre noi, iar aici zic chiar și de noi personal. Dar împreună vrem să schimbăm niște lucrurile și să vă reamintim ce este bine să spui sau ce cuvinte ar fi bine să le iubiți. Astăzi discutăm despre rasisme. Eu sunt absolut sigură că noi cu toții le utilizăm în limbajul cotidian. Păi, cum altfel? Sunt mai autentic când la sfârșit de discuții, atunci când vorbim la telefon, spunem ei, hai, davai, decât un simplu papa sau pe curând. Sau paca. Sau paca, sau adică sunt multe, multe. Sau când mergi în microbus și spui deschideți fortecica, ne duș, da? Ne duș. Ori să iei o marșrutcă sau o rutieră în loc de un da, și să urci la astanovcă, vă rog. Deci, dar nu vom trebuie să te oprești. La stație. Stație, da. Deci, da, astăzi vom deschide. Deci, stație, stație. Ești un urs. Mie-mi place altă față. Care? Aceea cu zamutitul. Aaaa, am zamutit-o seară în parș. Da, eu am zamutit ieri un eseu despre trecerea irecuperabilă a timpului. De fapt, a zamuti înseamnă a face ceva foarte simplu. Și atunci când zamutești un borș sau de acuți zamutești un borș, eu ți-aș recomanda să-l gătești sau cel mai rău, în cel mai rău caz să faci. Așa. Eu, apropo, la faza cu zamutitul borșului, am istorie. Oh. A venit la mine în vizită un unchi și în timp ce tăiam ceapă, puneam carnea în castron. Ce ai pe gospodină? Da, și normal. Îmi spun că, iată, Veronica, pune carne și las-o să tușească. Ce? Să tușească? Avea gripa aviară? Nu, n-avea gripa aviară, deci asta m-a speriat. Și, de fapt, este termenul pentru a înlăbuși, deci lași până să înlăbușească, da. Și apoi rămas, na, a rămas carne mică. Dar tu nu mai rămas. Mulțumit că am mâncare pe bază. Dar nu am întrebare, atunci când l-ai întâlnit pe unchiul tău și te-ai uitat prin glazoc, da, m-am uitat prin glazoc. Iar atunci când a plecat, presupun că a venit cu mașina, a dat în zadnia, nu? Da. Pahot cât de tânchiți. Oh. Am o problemă cu instrumentele pe care le folosim atunci când facem ceva. Zilele trecute a fost în vizită pe la mine un instalator și mi-a spus așa: dacă nu varești trubile, risc să aduc potop peste vecinii mei. Îți dai seama? De fapt, la capitolul ăsta sunt o mulțime de termeni incorrecți care sunt utilizate zi de zi. Slesar, sfarșic, brezient, trubi. Curc trubile, ți mai curc trubile. Râdem, noi glumim, dar eu spuneam să vă recomandăm așa, dicționarul de argou și expresii colombiale, care vine cu echivalente românești corecte pentru expresiile și invazia aceasta parazită de cuvinte. Mie îmi plac, de fapt, mai multe cuvinte menționate în acest dicționar, cum ar fi barâgă, deci ar fi barabanu. Da, barabanu sau major, deci băiat de bani, gata. Este o chestie foarte utilă, da? Dacă sunteți în spațiul moldovinesc, în Moldova, faceți rost de el. Și o să vă ajute foarte mult. Sodeia. Da, sodeia. Обидно. Mă obișești. Обижаешь, Veronica, cum te obișesc. Deci, verificați dicționarul și aveți grijă de urechile voastre și de celor din jur, dar nu vreți să se ofilească. Și posedați limba română. Nu, te posedă diavolul. Limba română o cunoști sau nu? Urmăriți pagina Haidun pe Facebook pentru porția zilnică de greșeli gramaticale. Și pagina Elena, unde la fel veți vedea videourile și toate greșelile gramaticale pe care le-am acumulat în această lună. Ne vedem săptămâna viitoare! Pa, pa! Pa, pa! Chatkey. Zarядка.
братан, асфальт, розетка, шавка, барахолка, а ты приколи.